Bună ziua, prieteni! Bună ziua! Ne-am reîntâlnit în Piața Mare Adunări Naționale ca să transmitem țării un mesaj foarte simplu. Ne aflăm astăzi aici, deoarece suntem astăzi aici. Dați-mi voie să-l invit în fața dumneavoastră, unul din cei mai politicieni din țara noastră, domnul Dumitru... Onorată asistență! Să consolidăm Republica Moldova. Noi suntem obligați să consolidăm Republica Moldova. Și asta este obligațiunea noastră, stimați prieteni. Eu sunt convins că noi vom pleca. Vă mulțumim, domnule președinte Deacov, că țelul nostru este Deacov. Astăzi avem ambulanțe noi, pe care le distribuim celor strânse astăzi, aici, în piață. Așa e, dragă Vlad. Vă invit să vedem acum împreună cu dumneavoastră un Pavel Filip. Bine v-am găsit. Am redus mult salariul mediu în Republica Moldova cu 30%. Putem spune ferm că Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Astăzi în Moldova se mai închid școli, nu se mai renovează școlile. Asta e forța democraților. Dovezile există și ele merită spuse și vreau să vă spun cu certitudine, noi știm cum să mărim dezastrul și în continuare. Noi am demolat drumuri bune, noi am demolat economia țării. Asta e forța democraților. Oamenii din Mereșeni, din Molovata Nouă, din Micleușeni și din alte sute de localități ale Republicii Moldova acum merg pe drumuri. În același timp, cetățenii din Todereș, din Chirsova, la fel ca și cetățenii din alte zeci de localități, acum merg pe drumuri. Cu trufie și dispreț față de oameni, Partidul Democrat a pus interesele de partid deasupra intereselor naționale. Ei au demonstrat doar că pot distruge. Asta e forța democraților. În această săptămână s-au împlinit 1000 de zile de dezastru. Am dovedit că negativismul din societate se poate ridica. Și vreau să vă spun un lucru. Ori de câte ori am avut ciclu, am fost atât de mândru. Vă mulțumesc! Într-adevăr, nicio altă guvernare de până acum nu poate spune stai mișnia, zi. Haideți să urmărim împreună un Vlad Plahotniuc. Bună ziua tuturor celor prezenți astăzi. Dragii sograjdani, Partidul Democrat este un partid de ce? Mulți spun într-adevăr, această piață este impresionantă, extraordinară, extrem de sinceră, pură. De aceea ne-am adunat astăzi aici pentru a merge împreună peste hotare, să muncim. Copiii noștri vor ca Partidul Democrat să plece, iar o fetiță ne-a spus că își dorește ca lumea să nu mai creadă. Partidul Democrat, nu mai putem tolera să ne iubim țara, nu mai putem tolera să fim pentru Moldova. Partidul Democrat trebuie să primească salarii mai mari. Invit alături de noi pe cel care are aproape 600 de ambulanțe noi, cel care acționează ca un adevărat. Invităm alături de noi pe Andrian. Bună ziua tuturor! Este o atmosferă în Piața Mare Adunări Naționale și cu siguranță este un moment în Piața Mare Adunări Naționale. Suntem aici ca să arătăm că suntem aici, acum suntem slabi și neputincioși. Vă spun cu certitudine, acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost un moment foarte important, dar și un test. Partidul Democrat a picat acest test, l-a picat rușinos. Lecția cea mai importantă a guvernării Partidului Democrat este că noi știm teluțele roșii ale socialiștilor. Niciun partid n-a făcut pentru vectorul european al Republicii Moldova mai mult decât a făcut Maia și Năstase în ultima perioadă. Conducerea partidului are încredere în cei din opoziție. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, dragi colegi, mulțumim artiștilor minunați din Partidul Democrat. Ne apropiem de finalul acestui eveniment. Partidul Democrat din Moldova să părăsească Republica Moldova.